Cuplurile nici nu mai visează la o nuntă ca în povești, așa cum o făceau odată. Pentru cei care mai îndrăznesc să spere la o petrecere decentă, ne-am interesat care sunt prețurile de pe piață. Pentru organizarea unei nunți ne-ar fi necesar un buget de aproximativ 10.000 de euro. Acest buget ar include meniul la un restaurant, vorbim de 3-4 stele, în Constanța, plus n-ar mai trebui o formație de muzică live, care ar costa în jur de 1.000-1.500 de euro la alegerea mirilor. De asemenea, n-ar mai fi necesar și elegant o limuzină, artificiile, și nu în ultimul rând, decorațiunile. Nu trebuie să uităm însă că pe lângă toate acestea, rochia de mireasă este extrem de importantă. Acestea sunt cristale Swarovski, care cine le dorește le are, cine nu le dorește putem să creăm ceva și mai simplu. Da, cu mai puține accesorii. Și pe alb, pe ivoar. Această rochie ajunge, de exemplu, la 5.500 de lei și nu mai poate fi găsită în niciun magazin din România. Dacă totuși vi se pare prea mult, puteți închiria o ținută. Este accesorizată cu cristale Swarovski. Are, de asemenea, o trenă destul de amplă pe care vă putem arăta. Cu nasturi aparenți, cu cristale de asemenea, corsetele care strâng foarte bine, așa, cu un decolteu foarte generos. Deci se va atinge frumos, într-o bridă. Și o să fie un stil vintage. Și o să fie un stil vintage, oricum este un stil vintage, deci trebuie să nu uităm că dantela rămâne la modă și va fi la modă toată viața. Deci nu facem o greșeală atunci când achiziționăm o asemenea rochiță din dantelă. Rochițe creații ale designerilor americani, avem rochițe ale creații ale designerilor din România. Creațiile din România au prețuri foarte accesibile în această perioadă. Ele încep de la 2000 de lei. Costurile unei nunți modeste variază între 10 și 15.000 de euro.